Bună dimineața! Cine se trezește înaintea tuturor și e prima în redacție la 5 dimineața? Mi-e așa de somn, mi-am uitat și parola. Am de făcut multe știri pentru jurnalul de astăzi. Medaliile băieților de la NOT, bineînțeles, meciul Rapidului, meciul lui Inter, așa că după ce termin de scris, de ascultat sincroane, scos TC-uri, băgat itraje, fug repede la montaj, pun voce și merg la colegul meu să vedem ce facem cu știrile astea. Alegem muzica și așa mai departe. Ah, ce târziu s-a făcut, am întârziat la machiaj. Îmi aleg repede, repede ceva de îmbrăcat și mă arunc pe scaun la Michi. Ștefi are grijă de părul meu. Doamne, e super, super târziu, aud numărătoarea în cască. Nu știu cum fac, dar mereu ajung pe ultima sută de metri. Repede, repede, neața Valeria. Și eu sunt direct. Hei, Gică Dinamo Vistu, neața. Mai am 40 de secunde din publicitate. Salutare, Lavi, Cosmin. Oh, ce repede trece timpul dimineața. Mă așez la locul meu. Într-o clipită se termină și primul jurnal al zilei, la 6:30. Ah, a început ploaia și eu nu am terminat treaba, trebuie să fug înapoi în clădirea cealaltă. Ah, mă mișc mai repede de data asta, sunt ceva mai trează și mă întorc în studio pentru celelalte jurnale. Îmi completez repede știrile pe pauza de publicitate, mai stau puțin de vorbă cu prietena mea drăguță, Lavi. Îl salut și pe Adi Stelistu, a trezit și el mai bine între timp și încă un jurnal. Cam așa arată diminețile mele. Vă pup! Ne vedem mâine dis de dimineață. Neața, e trecut puțin de ora 5, am întârziat astăzi și am și multă treabă. Dar hei, Net e deja acolo și e gata să intre. Să vă zic un secret, la 2 se trezește în fiecare dimineață. Bun, mă așteaptă în redacție o medalie de aur, nu e a mea, a lui David Popovici și eu trebuie să scriu știrea. Am și tenisul, am și farul FCSB 3-1. Cosmin mă așteaptă la montaj și Busu la o cafea, dar nu am timp. Busu este super liniștit, vine întotdeauna prea devreme, vrea să-și bea cafeaua în tihnă. Ștefi se ocupă de părul meu. Și Michi este cea care mă mângâie în fiecare dimineață. Mă ia somnul. Fug în studio! Sorin are grijă ca voi să mă auziți întotdeauna perfect. Urmez imediat după pauza de publicitate. Vă invit la știri, ne vedem și mâine!